Ministrul Sănătății Alexandru Rafila consideră că județul Timiș este o zonă de competență profesională care are nevoie de sprijin din partea Guvernului României. Cu fondurile și implicarea necesară, Spitalul Județean de Urgență Pius Brânzeu Timișoara ar putea deveni unitate sanitară regională. Transformarea Spitalului Județean din Timișoara într-un spital cu funcțiuni de spital regional, prin faptul că investițiile care se desfășoară acolo vor permite tratarea oricăror tipuri de patologii pentru pacienții din toată regiunea, din tot Banatul, și nu numai, pentru că și în momentul de față, de exemplu, transferăm la Mare Arș, la Timișoara, din toată țara. Alexandru Rafila a verificat și stadiul lucrărilor la noul corp de clădire al Spitalului de Copii lui Sturcanu. Sunt aici ca să văd ce nevoi are acest spital pentru dotare, pentru realizarea unui helioport. Spitalul este finalizat în proporție de 95% de câțiva ani și sunt oarecum surprins că el nu a fost finalizat. Înțeleg că urmează acum, înainte de alegere, realizarea recepției acestui spital. Noi o să ajutăm cât putem. Urmează o etapă în care împrumutul de la Banca Europeană de Investiții va face eligibile numeroase spitale din România, dar în mod evident spitalele care acordă asistență medicală copiilor vor fi prioritizate, iar dotarea acestui spital, care estimăm că este în jur de 100 de milioane de lei, ar putea să fie realizată din acest împrumut și cât ține de noi vom sprijini acest proiect. Spitalul de Copii lui Sturcanu din Timișoara reprezintă o prioritate pentru Ministerul Sănătății.